Vă invit acum cu respect să deschideți cuvântul Domnului împreună cu mine la Evanghelie după Ioan, capitolul 20. Citesc de la versetele 19 la 23. Evanghelie după Ioan, capitolul 20, de la versetele 19 la 23, pagina în Biblie la 1053. Să ascultăm acest pasaj biblic. În seara aceleiași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou, pace vouă, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ținea vor fi ținute. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul pe care l-am reauzit, noi cei ce suntem obișnuiți cu textul Sfintelor Scripturi, sau cuvântul pe care l-ați auzit dumneavoastră, care pentru prima dată faceți contact audibil cu Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, este o relatare a zilei, despre ziua învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos din morți. Este o relatare istorică, dacă vreți, și spirituală, și sufletească, și psihologică, despre starea ucenicilor sau apostolilor Mântuitorului nostru în tumultul evenimentelor legate de crucificarea sa. Și starea lor era una de frică, starea lor era una de neliniște, starea lor era una de teamă, o teamă atât de mare încât, vedeți din pasajul acesta, de frică să nu fie identificați ca unii care au fost asociați cu Iisus Hristos de către autoritățile iudaice și romane, se ascundeau, nu mai umblau în locuri publice, stăteau în spatele ușilor încuiate. În aceste circumstanțe, Iisus cel înviat din morți se arată apostolilor săi și maniera în care se arată este una care uimește, este una supranaturală, pentru că Iisus Hristos, deși arată pentru ochii fizici aceeași făptură, aceeași ființă, care fuseseră cu 3 zile în urmă, el nu mai este la fel. Trupul lui nu mai este un trup de carne, trupul lui este un trup înviat din morți, glorificat, un trup care nu se mai supune deloc legilor fizicii, ci funcționează după legea spirituală. De aceea poate trece prin zid, trece prin ușile încuiate, de aceea se poate arăta la clipeala ochiului și poate dispărea la clipeala ochiului. Și despre această întâlnire a lui Iisus cu apostolii săi voi vorbi în această dimineață, nu înainte însă de a face o mică remarcă asupra versetului 23, pe care vă rog să-l puneți din nou pe ecran și dumneavoastră o să-l aveți la internet, pentru că l-ați citit de multe ori și este un verset care face probleme. La fel, versetul 22, dar ne uităm la versetul 23. Vorbind cu apostolii săi, Iisus Hristos face această afirmație. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ținea vor fi ținute. Pasajul acesta este un pasaj dificil, nu este simplu deloc de interpretat, dar nu este un pasaj care să fie în contradicție cu învățătura Sfintelor Scripturi.
Ca să poți înțelege dimensiunea acestui pasaj pentru orice cine mă ascultă în această dimineață sau în această zi, trebuie să vă aduc aminte de ceea ce Duhul Domnului vorbea prin Sfântul Apostol Petru în 2 Petru 1 cu 19 și 20. Și în acest pasaj scriptural, Sfântul Apostol Petru, inspirat de Duhul Domnului, spune următorul lucru. Și aceasta este una din cheile fundamentale de interpretare a Sfintelor Scripturi. Fiindcă mai întâi de toate, spune, nici o profeție, și toată Biblia este o profeție, este inspirată de Duhul Sfânt, potrivit 1 Timotei 3:16. Mai întâi de toate, spune, nici o profeție din Scriptură nu se tâlcuiește singură, nu se interpretează singură. Prin urmare, toți aceia care au luat acest verset biblic, și în special în bisericile istorice, și-au făcut din acest verset unic o doctrină, doctrina potrivit căreia, dacă vei veni la mine ca păstor sau preot și îmi vei spune păcatele, eu îți spun, iertate sunt păcatele. Am această autoritate să-ți iert păcatele și să te fac liber. Este o doctrină falsă, este o doctrină nebiblică. Cuvântul acesta pe care îl spune Apostolul Ioan din gura Domnului Iisus Hristos este un cuvânt care trebuiește armonizat, pentru că nicio profeție din Scriptură nu se interpretează singură cu ceea ce același Iisus Hristos vorbea în Matei capitolul 18 de la versetele 15 la 18. Adevărat vă spun, spune în versetul 18 din Matei 18, că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Despre ce vorbește Iisus Hristos într-un pasaj sau altul? Noi nu avem autoritatea să iertăm păcatele și nu avem autoritatea să punem pe cineva în locuința morților. Nu avem această autoritate, biserica nu are această autoritate. Însă cheia învățăturii lui Iisus Hristos este următoarea. În actul credinței creștine, când un frate sau o soră, deci nu un păcătos, pentru că cu acela se judecă deja Dumnezeu. Faptul că n-a crezut, spune Iisus Hristos, este deja și condamnat, pentru că n-a crezut în singurul Fiul lui Dumnezeu. Ioan 3 cu 17, 18, 19. În actul trăirii creștine, spune Mântuitorul Iisus Hristos, când unul dintre voi, copiii mei, copiii Domnului, copiii prin credință, când cei născuți din nou, au păcătuit, au greșit, biserica, prin liderii ei, are autoritate să stea de vorbă cu persoana aceasta. Și dacă această persoană, acest frate, această soră care a căzut în păcat, își recunoaște păcatul, se pocăiește și nu-l mai face altul, biserica, prin liderii ei, are autoritate să-i spune acestei persoane, nu te pierde cu firea, nu te pierde cu problema gândirii tale, nu lăsa pe cel rău să pună în mintea și în inima ta acest gând. Tu nu ești mai iertat niciodată. Și psihologic ajungi în punctul în care să contemplezi sinucidere sau neiertarea lui Dumnezeu. Nu te chinui cu gândul acesta. Rămâi în pocăință că Dumnezeu îți dă mântuirea. Faptul că ți-a păstrat viața și nu te-a lovit în timpul păcatului, săvârșirii păcatului, când plata păcatului este moartea, Roman 6 cu 23, acest fapt dovedește că Iisus încă te iubește, încă te iubește. De aceea rămâi în casa Domnului, tu te împace și să nu mai păcătuiești. Persoana aceasta este iertată. Dar dacă această persoană, acest frate sau această soră, acest tânăr sau această tânără a păcătuit și vine la casa Domnului și spune, n-am făcut o greșeală așa de mare, nu se pocăiește, nu-și schimbă viața, nu-și schimbă trăirea, biserica nu poate să primească persoana aceasta în membria bisericii din nou. Nu are această autoritate, pentru că numai pe cei ce se pocăiesc. Persoana aceasta, dacă moare în această stare, va muri nemântuită. De aceea, trebuie să înțelegem bine cuvântul Domnului, este vorba despre disciplina bisericească. Și cu această notă să ne întoarcem din nou la pasajul propriu-zis. Apostolii sunt tulburați. Așa cum suntem noi de multe ori, am emoțiile mele, am temerile mele, am gândurile mele, mai ales în aceste zile. Ai emoțiile tale, ai temerile tale, ai gândurile tale. Și când toate vin peste tine, peste mine, ne copleșesc, ne pun jos,
Ne temem și spunem, oare ce se va întâmpla cu noi? Oare ce va fi cu mine? Oare ce va fi cu casa mea? Oare ce va fi cu soția mea? Oare ce va fi cu soțul meu? Oare ce va fi cu copilul meu? Oare ce va fi cu viața mea? Cu pâinea mea? Cu sănătatea mea? Cu business-ul meu? Cu școala mea? Cu casa care o am și aproape că o pierd la bancă? Și când gândurile acestea vin cu grămadă în mintea noastră, este cu neputință în firea aceasta pământească, în carne, în trup, să nu te tulburi. Este cu neputință să nu te îngrijorezi. Pentru astfel de situații, Iisus Hristos vine și ne învață un mesaj special, mesajul cu care vin în fața dumneavoastră și care se intitulează De ce m-aș teme? De ce m-aș teme? Omenește, am toate motivele să mă tem. Însă, știind cine sunt, știind cine ești, noi suntem fiii celui prea înalt. Suntem fii de Dumnezeu prin procesul naștere din nou. Noi avem o protecție divină, o protecție supranaturală. Avem o promisiune pe care lumea nu o are. Și promisiunea pe care noi o avem este aceasta. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele. În toate zilele. Până la sfârșitul veacului, până la sfârșitul perioadei bisericii. Pentru că biserica în Scriptură se numește veacul de acum, iar Israel, ține minte acest lucru, iar Israel, care va începe să aibă din nou întâietate pe pământ, după răpirea bisericii la cer, pentru 1000 de ani, este veacul viitor în Scriptură. Israel este 2 veacuri. Înainte de nașterea bisericii, este veacul trecut, biserica este veacul de acum, iar după răpirea bisericii la cer, din nou Israel reintră în grația lui Dumnezeu și este veacul viitor. În cuvântul lui Dumnezeu avem această promisiune că pentru veacul acesta, pentru perioada aceasta de timp, cu fiecare dintre noi, Iisus Hristos umblă personal. De aceea Apostolul Pavel spunea, ce vă aminteam în alte ocazii, potrivit Roman 5:3-5, ba ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, nu de necaz. De necaz nu se bucură nimeni. Eu nu mă bucur și n-am să mă bucur niciodată. Cred că nici tu. Ba ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. De ce ne putem noi bucura în necaz, nu de necaz, în necaz? Pentru că știm că pentru noi este un sfârșit binecuvântat. În necaz, Iisus Hristos este cu noi să ne dea biruința și protecția Lui, prezența Lui. De ce m-aș teme? Sunt 5 argumente în acest pasaj pentru care nu trebuie să te temi, nu trebuie să mă tem, nu trebuie să ne temem. Primul argument pentru care nu trebuie să te temi, indiferent care este furtuna împotriva ta și care este circumstanța din viața ta sau din familia ta, este acesta. Iisus are pace. Iisus are pace. Versetul 19 și 21. În seara aceleiași zile, din tâia săptămâni, pe cândușurile locului erau încuiate, ucenicii erau adunați cu locurile și cu ușile încheiate, spune, de frica iudeilor. De frica iudeilor. Deci erau plini de frică, erau plini de frică. Versetul 21, Iisus le-a zis din nou, pace vouă. Când Iisus a venit la ei, tulburați, lipsiți de pace, Iisus a venit cu pace. De fapt, când te îngrijorezi, când te tulburi, când mă îngrijorez, când mă tulbur, care este primul lucru care ne lipsește? Este pacea. Este pacea. Pentru că nu știi sfârșitul, nu știi direcția, nu știi ce se întâmplă, nu știi care este lungimea crizei. Și atunci îți pierzi pacea. Când însă ești în criză, când însă ești în probleme, când însă ești cu frică și de frică te ascunzi, poate te poți ascunde de oameni, dar de Dumnezeu nu ne putem ascunde nicăieri. Însă când noi de frică luăm măsurile acestea de multe ori iraționale, motivul pentru care nu trebuie să te temi și nu trebuie să mă tem este că Iisus are pace. În mijlocul furtunii, în mijlocul crizei, dovada că nu trebuie să te tulburi și dovada că Iisus este cu tine este aceasta. Trebuie să-ți aducă liniște. Trebuie să-ți aducă pace. Prezența Lui este dătătoare de pace. Eu știu că Domnul este cu mine.
Eu știu că Domnul este cu tine. Eu știu că Iisus Hristos este credincios făgăduințelor Lui. Apostolul Pavel vorbește când scrie lui Timotei 2, Timotei 2 cu 12, spune, chiar dacă noi suntem necredincioși, El nu se poate tăgădui singur, El nu se poate minți pe sine. Toată lumea să fie necredincioasă. Dumnezeu este credincios. Ce a promis, aceea va face. Și dacă a venit la apostol și le-a spus, pace vouă, vine și la tine, vine și la mine. Și de aceea spune, nu te teme. Prezența mea cu tine trebuie să-ți aducă liniște și trebuie să-ți aducă pace. Am fost în atâtea circumstanțe și în atâtea împrejurări în care personal n-am știut ce direcție să iau. Și de multe ori mi-aduc aminte, discutam cu soția și îmi spunea, cred că ăsta este capătul. Ne rugam Domnului și o pace neexplicabilă se cobora peste mine sau peste soție. Ori peste amândoi. Dar pacea aceea care se cobora peste noi ne spunea și ne încredința că toate lucrurile se vor sfârși cu bine. De ce? Pentru că atunci când Dumnezeu este cu tine și este cu mine, când ești credincios Domnului, chiar dacă pentru un moment ai manifestat frică și ai manifestat îngrijorare și neîncredere, prezența lui Hristos îți dă pace. De aceea, primul argument pentru care nu trebuie să te temi este pacea lui Hristos. Iisus îți dă pace. A venit la ei și le-a dat pace. Al doilea argument pe care Iisus Hristos îl aduce pentru ca tu să te liniștești și eu să mă liniștesc este acesta. Iisus trece peste obstacole. Uitați-vă la versetul 19, îl citesc din nou. În seara aceleiași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stătut în mijlocul lor. Cum a intrat Iisus acolo? Cum a intrat Iisus acolo? Supranatural. Supranatural. Ușa era închisă. Era zăvorâtă bine, adică blocată pentru cei ce au crescut aici și nu înțeleg terminologia veche românească. Heavy locks, ca să nu-i prindă nimeni. Dar pentru Iisus, frați și surori, doamnelor și domnilor, nu există obstacol. Criza ta nu este obstacol pentru Mântuitorul Iisus Hristos. Frica ta nu este obstacol pentru Mântuitorul Iisus Hristos. Neajunsul din viața ta și din casa ta nu este obstacol pentru Domnul Iisus Hristos. Sănătatea ta precară nu este obstacol pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Orice circumstanță potrivnică ție care te face să ai frică sau să te neliniștezi nu este obstacol pentru Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea nu te teme, Iisus trece peste obstacolele tale, peste obstacolele mele. El vine în furtuna cea mai mare, în noaptea cea mai adâncă, în împrejurarea cea mai critică și acolo unde omenește spune nu mai există nicio scăpare. Învățătorul, e pierim. Cât de glorios este El. Barca este pe vârful valului. Imaginați-vă acest lucru. Barca este pe vârful valului. Cade dintr-o dată. Apostolii, deși sunt experți în pescuit, nu mai știu ce să facă. Și Iisus stă de vorbă cu valul de parcă ar vorbi cu un om. Stă de vorbă cu mare de parcă ar vorbi cu un om, cu o persoană. Ei, taci, fără gură. Și s-a liniștit. Cine este acesta de mustră și furtună și vântul și toate îl ascultă? Cine este? Este Iisus Domnul. Este stăpânul absolut al Universului. Este cel pentru care nu există obstacole. Și cum spunea fratele Caraman la București, de la el am învățat această expresie. Problemele noastre, crizele noastre, obstacolele noastre, spunea fratele Caraman, un vechi pionier și martir al credinței, sunt specialitatea lui Dumnezeu. Specialitatea lui Dumnezeu. Pentru că El știe să le controleze. Deci aș vrea să te încurajez împreună cu mine în această dimineață. De ce m-aș teme? Iisus are pace. De ce m-aș teme? Iisus trece peste obstacole. Și nu există, cum am spus, o împrejurare, oricât de negativă și cât de critică ar fi, ca Dumnezeu să nu aibă soluție pentru împrejurarea aceea. În al treilea rând, Iisus dă Duhul Sfânt pentru problemele vieții, pentru crizele vieții. Uitați-vă în cuvântul Domnului, versetul 22.
După aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Am explicat lucrul acesta, dar pentru nevoia faptului că suntem în text, trebuie să vă mai aduc aminte încă o dată. Personal, și vreau să știți foarte bine că mie nu mi-este frică să vă spun ce cred. Am suferit de multe ori din cauza aceasta, dar vă spun încă o dată. Deci mie nu mi-este frică să spun ce cred și care este opinia mea. Personal, eu nu cred că biserica Domnului nostru Iisus Hristos s-a născut la Rusalii. Nu cred lucrul acesta. Și vă spun de ce. Biserica este trupul spiritual al Domnului Iisus Hristos. Iisus Hristos este capul bisericii. Eu nu pot să concep, datorită acestui argument, dacă vreți, antropologic, mai degrabă antropomorfic, nu pot să cred că Iisus Hristos, capul, a stat cap 40 de zile, după care apoi să-și formeze trupul. Capul întotdeauna coexistă cu trupul împreună. Sunteți de acord cu lucrul acesta? Așa trebuie să fie privită și biserica, pentru că întotdeauna relația între noi și Hristos este privită ca relația Iisus capul, noi trupul spiritual al Domnului Iisus Hristos. Ce se întâmplă aici? Luați Duh Sfânt. Și pentru generația tânără este important, pentru că de multe ori aveți dezbateri care este problema cu acest Duh Sfânt al lui Dumnezeu. Iisus Hristos este ultimul Adam. Iisus Hristos a venit ca să întemeieze și să facă pe pământ o lucrare nouă, biserica. O lucrare nouă, biserica. Să înceapă o eră nouă, biserica. Dacă prin Adam s-a început era umană și oamenii au căzut în păcat, prin Iisus Hristos este o eră spirituală pentru om și este un început complet nou. Când Adam a fost frământat din lutul pământului, frașestorilor, doamnelor și domnilor, imaginați-vă simplu următorul lucru. Considerați că Dumnezeu a făcut cea mai frumoasă statuie, model din lut. Cel mai frumos. Dar modelul de lut sau porțelan, în cazul nostru de lut, oricât de frumos ar fi el, este numai model. Apoi Dumnezeu s-a plecat peste acest model, s-a uitat și a zis, a suflat peste model, a suflat Duhul lui cel Sfânt. Când Duhul Sfânt s-a întâlnit cu trupul acesta mort din lut, reacția a fost imediat, s-a animat, a început să miște. Omul a devenit un suflet viu, s-a născut sufletul. Și de atunci încoace, omul continuă să existe. Din el, din om, nu mai trebuiește creat încă un suflet, nu mai trebuie creat o mie de suflete și să nu te în hambarul lui Dumnezeu, din om, așa cum spuneam și în altă ocazie, imaginați-vă că acesta este un chibrit. În momentul în care am scăpărat, pentru că așa se spune strike, chibritul se aprinde. Este sufletul care arde, viața. Și sufletul acesta, viața aceasta, încet ajunge pe punctul să se stingă. Însă înainte ca să se stingă, la concepție, în momentul concepției, chibritul acesta se înclină și la concepție se aprinde un alt chibrit, din același chibrit. O alt suflet, o altă lumină. Și lucrul acesta continuă, nu trebuie să mai creeze Dumnezeu un suflet, din lumină continuă lumina, până când Domnul spune, ajunge. Când a venit Iisus Hristos, în ziua în care a înviat, a repetat aceeași lucrare din grădina Edenului, aceeași creație, dacă vreți, însă la o dimensiune nouă. Apostolii săi erau niște oameni fricoși, își pierduse credința. Dar Iisus Hristos a promis și a zis, am să încep un lucru nou. S-a dus la cei 11 acum, care de frică erau ascunși după acele uși puternice, s-a uitat la ei și a zis, o creație nouă, domnii mei! Și s-a născut biserica. A suflat peste ei Duh Sfânt, ca și în ziua din Eden. Ucenicii s-au animat spiritual și au început să iasă afară și să spună lui Israel, voi l-ați omorât pe Hristos! De unde curajul acesta? A intrat în ei puterea lui Dumnezeu. A intrat în ei mângâierea lui Dumnezeu. De ce nu mă tem? Pentru că Duhul Sfânt
este numit în Sfânta Scriptură mângâitorul. Și de aceea cuvântul Domnului spune că ne mângâie în necazurile noastre, ne mângâie în neajunsurile noastre. Iar la cincizecime, lucrul acesta a fost autorizat pentru ca ucenicii să lucreze, nu efectiv, prin cea de-a doua lucrare a Duhului Sfânt, care este botezul cu Duhul Sfânt. De ce m-aș teme? Iisus îmi dă Duhului cel Sfânt și prezența Duhului Sfânt în viața ta și în viața mea înseamnă mângâiere, mângâiere. Și mulțumim Domnului pentru Duhul Său cel Sfânt. În al patrulea rând, de ce m-aș teme? Nu trebuie să mă tem pentru că Iisus îmi dă autoritate. El mă autorizează. Versetele 21 și 23. Iisus le-a zis din nou, pace vouă. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ținea vor fi ținute. Ce însemnează aceasta? Este o delegare, este o autorizare pe care Mântuitorul Iisus Hristos o face apostolilor săi, este o delegare, este o autorizare pe care Mântuitorul Iisus Hristos o face ție și mi-o face mie. Ce le-a spus apostolilor săi? Uite ce se întâmplă. Eu am venit în lumea voastră, trimis de Tatăl, și în lumea voastră eu am fost omorât, dar acum am înviat din mort. Ei, în aceeași lume vă trimit eu pe voi, în aceeași lume, și din pricina mea lumea o să vă urască. Din pricina mea se vor ridica împotriva voastră crezând că fac un lucru bun. Din pricina mea vă vor da la fiare să fiți omorâți. Vă vor pune în cuptoare încinse cu focuri puternice. Vă vor face să umblați pe sticla aprinsă. Vă vor priva de cele mai elementare lucruri bazice vieții, apă și pâine. O să vi se taie capetele. Dar în lumea aceasta de crize și în lumea aceasta de ură, în lumea aceasta de neajunsuri, vă trimit eu. Și când vă autorizez eu să vă duceți în lumea aceasta, îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Eu am biruit lumea. De aceea să nu cădeți sub oboseala problemelor voastre și a crizelor voastre. Trebuie să stați în picioare pentru că aveți autoritate din mine în cele mai dificile circumstanțe și situații. Aveți în voi o putere pe care nu o are nimeni și de aceea când lumea se va uita la voi, va zice, ce este cu omul acesta? Ce este cu femeia aceasta? Ce este cu tânărul acesta? Ce este cu bărbatul acesta? Ce este cu copilul acesta? Ce este cu tânăra, cu tânărul și tânăra aceasta? Ce este cu ei de sunt liniștiți în mijlocul furtunii? Ce este? Este prezența Domnului Iisus, este pacea Lui. Este prezența Duhului Sfânt cu noi, dar este și autoritate pe care o avem din Dumnezeu, ca în crize de vieții să putem să stăm în picioare. Aș vrea să privești la tine așa cum privește Iisus Hristos. Așa cum privește Iisus Hristos. El privește cu încredere în tine, pentru că a investit încredere în tine, așa cum a privit la Petru. A știut că se va lepăda, dar a știut că Petru se ridică din nou și de aceea Iisus l-a privit ca pe unul recuperabil și ca pe unul util în lucrul său. Și în final, frați și surori, doamnelor și domnilor, este al cincele motiv pentru care trebuie să-ți păstrezi liniștea și trebuie să-ți păstrezi credința în Dumnezeu. Este faptul că Iisus ți se poate arăta. Este faptul că Iisus ți se poate arăta în criză. În seara aceleiași zile, versetul 19 din nou, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus și a stătut în mijlocul lor. Cât de glorios este lucrul acesta și cât de mângâitor! În criză să ți se arate Domnul Iisus Hristos. Cât de mângâitor! Și lucrul acesta mă mângâie pe mine și lucrul acesta trebuie să te mângâie pe tine. Iisus Hristos se poate arăta în multe feluri. El ți se poate arăta într-o vedenie de noapte. El ți se poate arăta în timpul zilei. Eram în România și președintele Mișcării Baptiste din Europa a vizitat România, bisericii din București. M-am dus să-l ascult, pentru că știam că este un mare om al lui Dumnezeu, un bun predicator, un bun vestitor al cuvântului Scripturii. Și în timpul mesajului său, acest om al Dumnezeu a spus,
am să vă ilustrez ce însemnează prezența lui Iisus și puterea Lui. Noi îl punem pe Domnul, spunea el, de multe ori în pătrățelele denominației din care facem parte. Și de aceea îl împiedicăm pe Domnul să se arate. Dar recent m-am întors din Nigeria, spunea el. Nigeria este o țară jumate creștină, jumate musulmană. Mereu tulburări, mulți creștini sunt omorâți acolo. Mulți creștini sunt omorâți acolo. Și spunea, am întâlnit și am stat de vorbă personal cu acest bărbat. Era liderul, imamul, deci cel mai mare, musulman al mișcării islamice din capitala Nigeriei, din Lagos. Omul acesta s-a îmbolnăvit de cancer. Cancer în stare finală. Era internat în spital după mărturia lui, spunea acest frate. Și pentru că era o persoană influentă în Nigeria, cu relații mari până la președinția țării, avea parte de grijă cea mai bună medicală, să nu sufere în această condiție terminală, finală. Știa că va muri și era deja împăcat cu gândul că va muri. Dar într-o noapte, în acele zile de așteptare a morții, undeva după ora 12 noaptea, a intrat în camera lui un medic, pe care nu-l mai văzuse în spital și care nu se ocupase de el până acum. Sus, medicul a venit la el și a zis, îți preiau eu cazul. Și omul și-a adunat gândurile și a zis, dar tu ești nou în spitalul acesta, că nu te-am văzut. Eu știu că e echipa care se ocupă de mine, nu cumva s-a temut să nu se întâmple ceva cu el. Și a spus, nu, liniștește-te. Am să mă ocup eu de cazul tău. Știi că vei muri, nu? Și a spus, știu, mi-au spus ceilalți. Și medicul acesta i-a spus, vei muri negreșit. Dar am venit eu să mă ocup de cazul tău. Și am să spun cine sunt eu. Eu sunt Iisus Hristos pe care tu îl prigonești. Dacă eu mă ating de tine și te vindec, vei fi complet vindecat, dar tu va trebui apoi să te duci și să spui fraților tăi, islamicii, că nu este alt mântuitor și alt medic afară de Iisus Hristos Domnul pe care voi îl persecutați. Spunea, omul acesta a început să tremure, să plângă și a zis, dacă tu ești cu adevărat Iisus și mă poți vindeca, eu mă duc în mijlocul neamului meu și a credinței mele să spun despre puterea ta. A fost vindecat la clipeala ochiului și medicul a dispărut. Spunea acest frate, este cel mai eficient predicator creștin la ora actuală în Lagos, în lumea islamică, pentru că este omul care l-a văzut pe Dumnezeu, s-a întâlnit cu Iisus Hristos. El ți se poate arăta. Ți se poate arăta printr-un frate care te iubește, printr-o soră care te iubește, printr-un tânăr care te iubește, printr-o familie care vine la tine și spune, am auzit din cazul tău. Am auzit că n-ai nimic de mâncat. Uite, ți-am adus un port bagaj de cumpărături și vreau să mă rog cu tine. Vreau să-ți port necazul, vreau să-ți port povara. Dumnezeu are atâtea maniere și atâtea metode prin care să te ridice și să mă ridice. Este minunat Mântuitorul nostru. Este minunat Mântuitorul nostru. De ce mă teme? Iisus îmi dă pacea Lui, pace vouă. De ce mă liniștesc în mijlocul necazului? De ce mă teme? Iisus trece peste obstacole. Ușa era închisă și a apărut în mijlocul lor. El trece peste obstacolul tău. De ce mă teme? Iisus îmi dă Duhul lui cel Sfânt. Luați Duhul meu și nu uitați, Duhul este mângâitorul. De ce mă teme? Iisus Hristos mă autorizează. Mergeți! În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți! Eu îmi birui lumea. De ce mă teme? Același Iisus Hristos mi se arată și ți se arată, ni se arată, ca să vedem cât de mult ne iubește, cât de mult ne prețuiește. Și-a dat viața pentru tine, și-a dat viața pentru mine. Și de aceea, în ochii Domnului, ești prețios. Suntem prețioși. Ți-e frică? Ești neliniștit? Ești în criză? Ești tulburat? Iisus este aici. Iisus este aici.
este în biserica sa, este lângă tine. Una din cântările noastre spune în worship team, El e aici, poți să-L atingi, atât este de aproape, atât este de aproape și atât de mult vrea relație cu tine și cu mine, o relație în care tu să spui, tu ești Domnul meu, tu ești Mântuitorul meu, iar eu sunt copilul tău. Îți mulțumesc, Doamne, că viața mea este scumpă în ochii Tăi. Îți mulțumesc, Doamne, că starea mea este în atenția Ta. Amin?